Asta este cea mai frumoasă cazare din viața noastră și cam așa ne deplasăm. Priveliștea pe care o ai în timp ce stai pe tron. O să ne luăm în brațe Ion prin sac noaptea asta. Am adus steagul României aici, în Antarctica. Chiar așa, unde pleacă vasul? Și când te gândești că noi am plătit o avere să dormim aici în zăpadă. Acum este ora 12 noaptea, miezul nopții. S-a lăsat rece. La ora 2 noaptea, Ion de la lopată. A fost descoperit total întâmplător românul nostru, Emil Racoviță. Și a venit momentul mult așteptat. Da, e aceeași zi, să știți, în care am sărit în apa înghețată, în care am văzut pinguini, în care am stat în jacuzzi. Nu s-a terminat, ce vă spuneam multe și dimineață, da, s-au întâmplat multe. Și o să se întâmple astăzi foarte, foarte multe, pentru că aici țineți cont că e zi mereu. Ziua adică polar. Soarele, da, nu apune. Cu cât coborâm spre sud, cu atât e mai multă lumină. Dar da, o să dormim în cort, pe continent. O să pășim pentru prima oară, pentru că noi până astăzi am fost doar pe insule. Dar nu o să pășim oricum, ci o să dormim sub cerul liber. Nu o să dormim în cort. Stai, că am zis că dormim în cort. Nu. Nu, sub cerul liber. Acolo, ați auzit undeva bine? În spatele nostru. Adică aici, în fața mea, Paradise Bay se numește zona asta. E un paradis, într-adevăr. Adică 360 de grade, vezi doar munți, ghețari, exact cum este cel din spatele meu. Wow! Unde o să dormim? Adică după noaptea în Serengeti, petrecută în cort, mi-am promis că nu o să mai dorm în locații remote, periculoase. Aici singurul pericol e frigul sau gheața care se poate depune pe apă și poate face imposibilă navigarea noastră înapoi către vas. Dar în rest nu există. Nu există urși care să te mănânce. Nu, nu, aici nu sunt urși polari, clar. Urșii sunt la Polul Nord. Acesta este continentul Antarctica. Acolo. În ultimele ore am văzut niște ghețari impresionanți, adică, și am fost foarte aproape de ei, asta e interesant. Iar undeva în partea dreaptă e o bază de cercetare științifică ce aparține Argentinei. Nu este deschisă acum, abia în luna ianuarie o să vină cercetătorii aici, adică în plină vară. Icebergurile se mișcă, vezi? Se mișcă? Se plimbă. Oh, serios? Și dacă se lovesc de vasul nostru? Păi, n-au cum, nu? Păi, ce pozezi? Da. Ideea este că ai noștri colegi care nu vor campa, pentru că doar 20 de oameni din cei 200 cât sunt aici pe vas vor campa. Restul vor merge să pună piciorul pe pământul Antarcticii la baza argentiniană. Este singura activitate pe care a trebuit să o rezervăm dinainte. Restul, caiacul sau mersul pe zăpadă, adică celelalte două activități care se plătesc, au putut fi rezervate doar aici, la bordul navei. Săritura în apa polară este din partea casei. Gratuită, sau mai bine zis, plătită. Intră în pachetul plătit deja. Dar da, asta va fi cea mai costisitoare noapte a noastră. Plecăm acum la 8 și jumătate, au zis, nici nu știu cât e ceasul, e 8 și jumătate, deci pe la 9 cred că o să plecăm și vom dormi acolo, în zăpadă, adică, și ne-am întrebat, dar de ce nu ne dați cort? Păi pierdeți din esența locului dacă vă luați cort și apoi pe locul 2, eu zic că pe locul 1 a fost de fapt această explicație, aceea că în cazul în care se întâmplă ceva, nu știu, vine un val de zăpadă, un val de gheață, de vânt, de frig și trebuie să plecăm repede, atunci e foarte complicat să strângi cortul și să te îndrepți către zodiac și apoi către navă și atunci explicația lor are sens. Deci vom fi 20 de oameni și alți 3 ghizi cu noi, pentru că nu mergem de capul nostru. Ei vor face cu schimbul, în sensul că vor veghea dacă se întâmplă ceva în jurul nostru ciudat. Se schimbă vremea așa dintr-o dată, se acoperă apa de gheață și nu mai pot intra bărcile, atunci ne dau trezirea, bine, pentru cine o să doarmă, că eu nu o să dorm sigur, și ne întoarcem aici la căldrică. Da, gata, cred că vin să ne ia băieții. Va fi foarte, foarte interesant, adică nu m-am gândit că se poate face așa ceva, că poți dormi, bine, într-un sac de dormit, pe o saltea, în Antarctica, printre ghețari. Dar vedem, ajungem acolo, la fața locului. N-ar fi stat bine și în jacuzzi acum aici. La jacuzzi, în general,
nu e nimeni. Eu credeam că o să fie bătaie aici, că o să stăm la rând, că o să stăm câte 20 în jacuzzi, dar nu e nimeni niciodată aproape. Mi se pare interesant, oricum piscina nu cred că o vom folosi în această expediție. Nu știu exact în ce condiții se folosește, poate că atunci când e foarte cald afară sau atunci când vasul pleacă către zone mai calde. Da, să înceapă o nouă aventură, Haihuin 2, dormit sub cerul liber în Antarctica, da? E real. Am stabilit o performanță, am reușit să urcăm primul vlog filmat în Antarctica, direct de aici, de pe vasul de expediție și nu oricum, ci cu sprijinul VPN-ului, pentru că YouTube-ul este blocat. Și cum știți deja, camaradul nostru de nădejde în astfel de situații este Surfshark. Iată de ce. Schimbarea locației este posibilă la doar două clicuri distanță. Aplicația este user-friendly și are un design minimalist. Cu un singur cont ne putem conecta pe mai multe device-uri și, desigur, navigăm în siguranță pe toate site-urile de pe internet, inclusiv pe cele blocate în țările pe care le vizităm. Surfshark VPN are și o extensie intitulată Surfshark One, care vine cu câteva beneficii. Unul dintre ele este ID-ul alternativ. Îți creează o nouă identitate online și un e-mail pentru a te proteja, să-ți păstrezi identitatea privată și să-ți protejezi adresa de e-mail, de spam-uri și brokerii de date. Mulțumim Surfshark pentru sponsorizarea acestui video. Avem și o ofertă de sărbători pentru voi. Codul Chiperii vă poate aduce până la 6 luni de abonament gratuit, accesând linkul din descrierea acestui vlog. Presupun că asta este o premieră în România, să urci un vlog 4K de 50 de minute direct din Antarctica. Mi se pare super tare oricum. Și atenție, acest vlog a avut 16 giga. S-a lăsat cu nopți nedormite, cu multă monitorizare, dar am reușit. Așadar, da, se poate. A mers internetul de minune aici. Bine, nu tot timpul, am mai avut și pauze în care a fost oprit, dar atunci când a fost pornit, ne-am făcut treaba. Ei, momentul mult așteptat a venit, plecăm în sfârșit. Dar voiam să vă spun că am primit fiecare câte un rucsac. O să vedeți exact ce conține când ajungem la destinație. Încep să am emoții că îmi dau seama că se întâmplă. Eu am sperat că poate se amână. Am văzut foarte multe echipe mergând încolo și am zis, dai să vezi că sigur ceva nu e în ordine și se amână, se anulează, nu se amână. N-are pe zi să se amâne că plecăm. Ce vreau să spun e că deocamdată e plăcut afară, adică spre deosebire de celelalte zile, chiar e bine. Putem sta, de exemplu, fără mănuși și așa mai departe. Chiar din acolo să avem puțină treabă. Acolo, da, trecem la treabă. Nu mergem și ne culcăm, pur și simplu. Nu ne așteaptă patul gata făcut. Stați să vedeți ce treabă avem noi. Ajuns în paradis! Bun, trebuie să facem liniște, pentru că fix aici, lângă noi, sunt niște foci care dorm și a spus ghidul nostru că dacă suntem norocoși, ne pot cânta la noapte. Uite, stă cu burta în sus. Asta este cea mai frumoasă cazare din viața noastră și am pășit pe continent! Yay, că te-am spus asta! Uitați-vă cât de aproape o să fim noi de foci. Am primit salteluțele, iar acum trebuie să ne găsim locul de campare. Îl alegem noi, unde vrem. Vrem vedere spre Ghețar, mergem aici în spate. Vrem vedere spre toată deschiderea asta, spre golful ăsta, stăm aici. Încă nu știm, hai să vedem. Și cam așa ne deplasăm. Wow!
Miroase foarte tare a pește aici. Pește stricat. Pește stricat, vorba lui Ion. Ion și-a ales locul unde o să doarmă, adică în zona asta. E frumos? Bate puțin curentul aici, mie așa mi se pare. Am stăm jos sub zăpadă. Eu o să aleg să dorm cu fața înspre icebergurile astea. Dar tu poți să schimbi sacul cum vrei, mică și bine, poți să dorm și spre ghețar, adică... Încep să sap? Hai, spor la treabă. Ia-ți mănușile, Ion. Da. Being more technical and less physical. Ah, yeah, to cut, yeah, the shape. Smart. You go around like that? Yeah, makes Thank sense. You. Thank you. Oh, are treabă, Ion. Ion, dar mai ușor că o să transpir și la noapte o să fie frig aici. Te trage curentul de la ghețar. O să trebuiască să dăm zăpada cât pentru o cameră, adică să fie spațiu suficient încât să ne și mișcăm, să ne schimbăm, nu doar să dormim, nu doar cât e salteaua. Avantajul de a fi crescut în România este că... Am dat la zăpadă. Ai dat la lopată. Și cam așa arată împrejurimile, practic fiecare și-a ales așa un loc pe margine încât să aibă priveliște, iar nouă ne-au luat fetele astea priveliștea că noi ne-am dus puțin prea în spate. Și în continuare mențin părerea că e cald aici, e bine, e plăcut deocamdată. Bine, cred că și locul nu a fost ales întâmplător, trebuie să respecte așa niște... mai ușor. Dă-ți vesta de salvare jos, deschide-te la geacă. Suntem în siguranță acum? Da. O să dau jos, nu? Da, ești pe uscat. Steagurile astea înseamnă că nu avem voie să trecem de ele. Avem un perimetru destul de bine definit, iar aici în față este toaleta, o toaletă cu super priveliște și partea amuzantă e că atunci când cineva folosește toaleta, trebuie să le pună în X, înseamnă că e ocupat. De exemplu, acum nu e nimeni, e liberă, așadar putem să aruncăm un ochi. Clar, asta este cea mai instagramabilă toaletă ever. O toaletă absolut firească, ridicăm capacul, ne așezăm, apoi tragem apa, e un buton undeva aici pe care îl apăsăm și apoi golim recipientul. Avem și o toaletă de rezervă, aceasta e, cam asta e priveliștea pe care o ai în timp ce stai pe tron. Nu era deloc. Ion mai are un pic și ajunge la apă. Ajunge din punct... la polul nord. Ajunge la polul nord. E ok unde bate vântul, asta și ideea. Da, părerea mea e că e cam adânc puțin. Te ridici, stai, te uiți, stai, te bagi. Că nu mai vezi nimic în timp ce stai în pat. Nu are sens, tocmai, toată lumea își sapă groapă aici. Și sper că ați observat un lucru, dar sunt aici oameni de toate vârstele, inclusiv cei care au sărit astăzi în apa polară. Inclusiv eu. Inclusiv tu, Ion, eroul zilei. Primul lucru, punem sacul de dormit da, direct dormim, pe zăpadă, da. De fapt, are și o apărătoare, o prelată, să spunem așa, care e waterproof și ne protejează în cazul în care plouă, ninge sau, mă rog, alte fenomene se produc. Apoi este sacul care rezistă până la minus 20 de grade. În el o să punem cele două saltele pe care le-am primit. Asta o vom umfla și cealaltă care este termică. Așa trebuie să așezăm salteaua. Nu e deloc simplu, dar va fi frumos. Memorabil. Iar o altă parte drăguță a acestei experiențe este aceea de a ne umfla salteaua folosind acest sac, să-i spunem, pe care îl umplem cu aer. Asta ca să nu amețim în timp ce suflăm în saltea direct. Și trecem la patul cu numărul 2. O să ne luăm în brațe Ion prin sac în noaptea asta. Se vezi de ca doi pinguini. Dar, repet, nu e frig.
Deși eu stând aici cu picioarele doar în zăpadă, recunosc că mi-e un pic grece. Doar la picioare atât, în rest la mâini nu. Stau descheiată, e bine, da. Culcușul este gata, pregătit să ne primească acolo, sperăm să se încălzească până ajungem noi în interiorul lui. Într-adevăr, Ion, ai avut dreptate, pereții ăștia o să ne protejeze de vânt, mai vin așa rafale destul de reci. Deocamdată e bine, entuziasmul e la cote maxime și bucuria de a ne afla aici până la urmă și de a dormi pe continent. Stați așa că Ion are o surpriză pentru voi și de când am urcat pe vasul de expediție ne-am promis că în momentul în care o să pășim pe continent o să scoatem din rucsac de la naftalină steagul României, pentru că îl avem cu noi de peste 2 ani de zile din California, cred. Îl tot ducem în spinare și uităm de fiecare dată în momentele importante, cheie ale călătoriei, să-l scoatem. Așadar, da, am adus steagul României aici în Antarctica, adică voi, toți cei care vă uitați acum la videoul acesta, sunteți acum alături de noi. Noi n-am venit singuri aici să dormim în sacul de dormit sub cerul liber la minus cine știe câte grade. Și n-am zis nimic de ghețarii din jurul nostru, cum se văd incredibil. Am impresia că putem să-i atingem cu degetul dacă ne mai apropiem puțin, dacă mai mergem câțiva metri prin zăpadă. Sunt foarte, foarte aproape. Culorile sunt atât de evidente și atât de frumoase și detaliile că vedem exact cum s-au rupt bucățile de iceberg. E una dintre experiențele preferate din Antarctica datorită acestui cumul de factori cu care vine la pachet. Ghețarii, focile, icebergurile care plutesc aici în fața noastră, munții, zăpada, totul. Și ideea în sine că până la urmă suntem aici, atât de departe, la capătul lumii. De data asta chiar putem spune că suntem la capătul lumii. Este ora 10 și jumătate, am venit aici la ora 9, practic ne-a luat o oră și jumătate să ne săpăm groapa în zăpadă, să ne creăm patul. Da, începe să vină ninsoarea peste noi, văd în zare că ninge. Sperăm totuși să ne ocolească sau dacă vine să vină așa în doze mici, cât să ne bucurăm puțin ca niște copii, că doar e luna decembrie, luna cadourilor, a Crăciunului și așa mai departe, și apoi să plece. Da, interesant, oricum începe să se lase răcoarea acum seara. Vaporul nostru se mișcă. Unde pleacă? Unde lasă aici, nu? Chiar așa, unde pleacă? Probabil că îl mută puțin mai în față sau cine știe, da. Sunt foarte multe icebergi în jur și probabil că și au anumite măsuri să nu se atingă de vreunul. Oricum, toată lumea a muncit aici și au săpat adevărate fortărețe și au construit unii fiecare dintre colegii noștri. Da, fiecare după cum a considerat. Ideea este că noi am venit puțin în 5 de pe vas, pentru că era cald. Apoi am ajuns aici, am dat la zăpadă, ne-am mișcat și acum când stăm pe loc, simțim că e cam rece.
Oricum, zboară foarte multe păsări în jurul nostru, foca aceea doarme liniștită pe zăpadă. Trei sunt, apropo, o familie. E ora de culcare, așadar să ne băgăm în sacul nostru. Dar chiar așa, unde pleacă vasul? A început să ningă și noi o să ne băgăm la somn acum. Andrei o să ne facă o prezentare, o să fie cobai în această seară și o să ne arate cum intră ea în acest sac pregătit de mine. Acum este ora 22:35 de minute și o să dormim puțin în seara asta oricum, până pe la 5, am înțeles 4, depinde când o să ni se dea semnalul de trezire. Și acum haideți să vedem cum intrăm în sac, ce păstrăm pe noi, ce dăm jos, deschidem protecția asta. Oh, e frig. Nu știm câte grade sunt, că n-avem internet să ne putem da seama. Ăsta este un așternut pentru sacul de dormit, dar nu cred că o să-l folosim, că e complicat să-l așezăm. Asta e. Da, o să-l pun pe mine, probabil. Ne dăm cizmele, că nu intrăm cu cizmele în sac. Clar. Nici cu pantalonii. Așa, le punem una în alta ca să nu se ude înăuntru sau le punem cu fața în jos, nici nu știu, am văzut cu vecinii noștri așa au făcut. Deci o să facem și noi ca ei. Stau aici cu minți, ne așteaptă, pantalonii jos, să-i punem dimineață pe noi. Așa, am o pereche de pantaloni termici din lână și colanții aceștia pe care i-am luat special ca să dorm în ei. Ok, scuturăm bine de zăpadă. O să am nevoie de șosetele din rucsac să mi le dai după ce intru. Oh. E rece sacul, e rece. Gata, schimbăm șosetele. Nu că ar fi ude, dar mai bine să avem șosete curate, noi, în pat, că așa e frumos. Nu am avut voie să luăm absolut nimic cu noi, adică nici măcar un fursec, nimic, pentru că nu avem practic voie să contaminăm Antarctica, doar apă, în cazul în care ne este sete. În rest, nimic, telefonul, camera de filmat și cam atât. I-am pus fănușa, gata, parcă se încălzește, așa simt în sac. Am două cearșafuri, unul e pentru tine, Ion, îl dau imediat. Asta chiar e o premieră, să dormim în zăpadă. Geaca va juca rol de pernă. E caldă în interior. Punem aici. Și gata, cred că suntem pregătiți de o noapte în Antarctica. Cu alte cuvinte, noapte bună. Deocamdată e bine, liniște. S-a lăsat liniștea, cred că s-au culcat colegii noștri. Nu se aude nimic. Da, e bine, ne încălzim încet, încet. Picioarele îmi sunt degerate, dar în rest cât că arăt dubios. Da, nu contează. Dacă ninge, tragem fermoarul la prelata waterproof și putem respira pe aici, prin pânza, aia. Pânza asta. Și când te gândești că noi am plătit o avere să dormim aici în zăpadă. Dar vă spunem imediat costul acestei experiențe, pentru că este unul destul de mare. Cred că e cea mai scumpă noapte de cazare pe care am plătit-o noi vreodată. Cu siguranță e. Nu-mi place mirosul ăsta de pește care vine de la acele foci. Eu cred că nu o să pot dormi. Andreea deja, cred că și-a luat somn. Sau nu, mișcă ochii. Cum e? S-a încălzit? Da, tot spune că este tot puțin rece, dar mai așteptăm.
Are peste jumătate de oră de când a intrat în carapace și cam așa se prezintă lumina. Acum este ora 12 noaptea, miezul nopții. Și mi se pare foarte interesant zgomotul care se aude de pe mare. Cum se izbesc bucățile de gheață. O să merg mai aproape puțin mai târziu și poate o să-l putem surprinde. Măcar o dată în viață trebuie să faci așa ceva, pentru că e mega wow. Nu știu dacă vedeți voi acolo în capăt, în zare, un coleg și-a făcut o cazemată. S-a lăsat și abia acum a terminat. Vă dați seama de când am venit noi. Tot am muncit la lopată. Iar acolo se vede un leopard de mare. Wow! A ieșit din apă. Poate avem noroc și iese încă o dată. Iar a ieșit. Ia priviți-l. Wow! Un leopard de mare, dacă vă vine să credeți. E foarte ciudat să stai cu fața afară, pentru că adie vântul polar și odată cu asta te ia frigul, adică și restul corpului începe să se răcească. La picioare e ok, m-am încălzit, am găsit o modalitate să-l trag fermoarul până sus și să-l las puțin doar cât să respir, dar mi-am dat seama că noi acum respirăm poate cel mai curat aer de pe planetă. Dar mă dor ochii, știi? Mă ustură ochii odată cu vântul, că am stat și m-am uitat la cer mult și mă ustură ochii de la frig. Nu pot să-i țin deschiși. Și am degerat, mă bag și eu la somn. Hai. Se aud tot felul de sunete. Adineori s-a rupt o bucată de ghețar de aici, în partea dreaptă, și se aud foarte multe păsări care zboară în jurul nostru și zăpada sub picioarele celor care trec pe lângă noi. Foarte interesant. Îmi place, n-aș fi zis. Da, dacă trecem cu bine și nu degerăm, mai repetăm vine experiența. Soare, vine soare. Și la tine frig. Și asta vedem noi de aici din pat. S-a lăsat rece, vine așa un vânt. Frig. Trebuie să-mi pun căciula până aici, pentru că altfel e frig la frunte. Foarte bună. Și bineînțeles că a început să ningă, se aud fulgi care ating sacul de dormit. Cum ești, Andreea? Bine. Hai că nu e chiar așa de rău. S-a încălzit, da. Stăteam acum și mă gândeam ce zi am avut. Cred că a fost una dintre cele mai interesante, cele mai intense. Am simțit că trăiesc de-a dreptul. Mulțumesc, Antarctica. Și mulțumesc, Andreea. Noi comunicăm acum, Andreea, mă gândeam cum să doarmă, că doarme, că nu mă aude. Auziți că Andreea nu se doarmă deloc. Da, și a început să ninde din ce în ce mai tare. Dar e cald, chiar nu mă așteptam să mă încălzesc atât de repede. Me gusta. Mamă, de ce a nins. Este ora 2:15 și tocmai am fost anunțați că în jumătate de oră trebuie să părăsim Antarctica. Continentul, mai bine zis, o să vină zodiacul să ne preia, Meața. Cum ești? Cum ai dormit? Tu cum? Impresia că am dormit cu picioarele pe săpadă. Și eu. Da, a fost bine. Una peste alta. Bună dimineața din Antarctica. Abia aștept să ajungem în apă. Abia aștept să ajung. Și cu imaginea asta ne-am trezit în fața ochilor.
Da, cam așa a fost lumina toată noaptea, de intensitatea asta, dar e frig. Odată ce ne punem în mișcare, ne revenim. Și bineînțeles că trebuie să strângem tot. Dar mă bucur că am trecut cu bine. N-a fost cald, n-a fost nici frig, a fost bine. Puțin frig la picioare, pe alocuri, având în vedere unde suntem, să nu uităm asta. De necrezut și de neratat. Cât am plătit, da? $385 de persoană, adică $790 pentru amândoi. Spuneți voi, cum vi se pare experiența asta, având în vedere că suntem în Antarctica, că sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Nu putem să dormim oriunde, avem nevoie de o aprobare, avem nevoie de ghizi care să stea cu noi, de echipamente. Cea mai scumpă noapte de cazare. Cea mai scumpă din viața noastră, clar. Cine știe, o să mai avem noi posibilitatea să revenim aici și să dormim. În mai puțin de 5 minute am strâns saci, tot, saltele. Partea bună e că ne-am încălzit făcând toată această activitate. Ne punem vestele și așteptăm să vină bărcile să ne preia. Dar nu mai vedem vasul, nu știm unde s-a dus încotro, probabil că e undeva în partea asta, după acest munte. Partea cea mai grea pentru Ion e aceea că trebuie să astupe ce a săpat aici, adică trebuie să lăsăm locul așa cum l-am găsit. Zăpada e foarte tare, era moale când am venit noi, acum e înghețată. La ora 2 noaptea Ion de la lopată. Îți chiar una așa. Și intru și în zăpadă. Stai și bine. Haideți că nu ne-a abandonat vasul, vine după noi. Visez la patul cald și la un ceai fierbinte și la un somn bun. Eu nu prea am dormit, cred că maxim o oră. Eram treaz acum, de exemplu, când ne-au dat trezirea, pentru că mi-a fost foarte frig la picioare. Aveam impresia că, de fapt, picioarele mele stau direct pe zăpadă, nici de cum pe două saltele, un sac de dormit și atât. Părăsim cuibul din Antarctica. Mulțumim pentru găzduire. Semnat cei doi pinguini din România. Hai! Și priviți, sunt 5 foci aici, incredibil! Dar nu ne-au cântat azi noapte, au fost destul de silențioase, nu s-au apropiat de noi, au fost niște gazde foarte bune. Când o să mai avem noi ocazia să dormim la câțiva metri de asemenea creaturi în Antarctica? Cine a venit să ne viziteze acum, să-și ia la revedere de la noi. Încă o focă, e în apă. Ce faci, micuțul? Ce plângești? Lăsăm acest mic colț de rai în spate, da, a fost de ajuns. Da, ne-a făcut cu mâna, hei! Ce am văzut noi în apă era de fapt un puiuț. Am revenit înapoi la căldură. Nismene. Ce bine e, nismene. Da, este ora 3 dimineață. Probabil o să dormim vreo 2-3 ore. Ne trezim pentru că vom traversa un canal extrem de frumos. Da.
un paracetamol, acum un ceai fierbinte și somn. Chiar a fost frumos, a meritat din plin. Nu o să uităm noaptea asta și ziua asta niciodată. Dimineața din paradis. Cum ne-a primit în această dimineață Antarctica? Suntem pe un canal faimos pentru priveliștea pe care o oferă, destul de îngust. Practic, navigăm printre iceberguri și nu sunt două, trei, ci o multitudine. Din nou, cea mai frumoasă dimineață, cel mai bun loc pentru a ne bea cafeaua. Interesant e că acest canal a fost descoperit total întâmplător de navigatorii vasului Belgica, care a ajuns aici pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, din al cărui echipaj a făcut parte și românul nostru Emil Racoviță. Mulțumim Surfshark pentru sponsorizarea acestui video. Avem și o ofertă de sărbători pentru voi. Codul Kiperi vă poate aduce până la 6 luni de abonament gratuit, accesând linkul din descrierea acestui vlog.